Am lucrat foarte mult cu banii și banii mi-au produs foarte multe dureri de cap, pentru că profesia de banc e o profesie foarte stresantă. Și am avut perioade de stres, am avut perioade în care chiar n-am putut lucra. Cam mi-ajungea, știți cum e, în viață faci pensiune, la un moment dat simți că-ți cam ajunge. Deși hotărârea era luată, cam împiedicam să fac pasul decisiv. Și mă duceam la Părintele Arsenie și mă întreba, ce faci? Mai am ceva de făcut, mai am ceva de rezolvat? Mi-a zis, frate Ionele, nu mai e timp. Și cum fac? Păi ție bocceluța și pleci. Marți, la destine ca în filme.